Potrivit autorităților centrale, la introducerea impozitului forfetar se vor avea în vedere mai multe elemente. Unul dintre acestea este că se va introduce selectiv doar în anumite domenii, în special în servicii, unde există un grad redus de fiscalizare. Se are în vedere să se elimine situațiile în care un hotel important cu un grad de ocupare de 80% nu plătește impozit, că nu declară profit. Deci se va aplica mai ales unităților de turism, de cazare, unități de încălțăminte, a declarat într-o conferință de presă Ovidiu Nicolescu, președintele Consiliului pentru Întreprinderi Private Mici și Mijlocii din țara noastră. De asemenea, impozitul se va stabili pe baza unor criterii precum amplasarea, vadul comercial, indicele de sezonalitate și capacitatea de a face afaceri. Aceste criterii sună rațional, susțin specialiștii. Impozitul va duce la simplificarea birocrației pentru că nu necesită predarea de situații financiare, deoarece acestea urmează să se aplice ca un procent dintr-un venit standard. Ministrul a asigurat că măsura va fi însoțită de elemente de simplificare foarte necesare pentru microfirme și că introducerea se face doar după ce se va discuta cu cei care lucrează în branșa respectivă. Fiecare domeniu are întreprinzători corecți, activi și se reflectă în documente și alții care nu sunt corecți și care fac concurență neloială, a adăugat Nicolescu. Reprezentantul firmelor mici și mijlocii spune că adoptarea măsurii trebuie să se facă doar după realizarea unei note de impact și a testului IMM-uri, care reprezintă o metodologie specifică de analiză a efectelor actelor normative asupra numărului de firme și capacității de a supraviețui acestora. Dacă se respectă aceste puncte și testele și analizele arată efecte pozitive, că va duce la eliminarea concurenței neloiale și nu va reprezenta un plus de fiscalitate, nu ne vom opune. Considerăm însă obligatorii respectarea punctelor de mai sus, a arătat Nicolescu.